Apropo de femei frumoase, mă. Ce, mă? Ți-a zis aminte de șerpoaica aia? Aia de stătea la masa de lângă noi, mă. Ce cu ea? Păi știi ce aș face eu ei, mă? Păi știi ce aș face eu ei, mă? Băi, ia vezi, mă, cum vorbești, mă, de dânsă, mă, că... Stai, mă. Vorbește-mă frumos, că i-am strecurat un bilețel, mă. Un bilețel? Am invitat-o la film, na? La film? E, mă, prostă, ce ai mă, duci, că ai că îmi place, mă. Tu zici cu ea la film, mă? Păi, ce are? Și o să mai ai pe cineva adică... să vi-l explice, pe urmă, mă? Băi, băi, foarte. Duci că-ți dau un sfat, că te văd mai... Bă, ia un singur bilet, mă. De ce? Ia un singur bilet, că șerpoica, după cum arată, cred că e obișnuită să stea mai mult sub scaun decât... Băi, nu-ți permit, băi! Bă, nu-mi permiți, Dumnezeu, mă! Ora 9:27, 3 croșeie în față. Ora 9:28, un Uber cut și încă stare flegmatică și așa, două capete în gură la 9:31. Da, cred că e de ajuns. Mai, vă rog frumos. Vă rog frumos. Încetați conflictul pentru câteva momente. Domnul Dușcă, domnul Arcă, știu, trebuie să vă prezentați, da? Prezent. Nu e nicio problemă. Băi, vă prezint eu la mine, ca întotdeauna. Ce mă cu voi? Mă, ce e cu voi, pătoropele asta? Vi s-a urcat drojdia la cap? Ce? Adică noi, să știți că... Care, adică... Știți că nu care? Nu mai știți să vorbiți, nu? Băi, care e conflictul mobilului, mă? Sau mobilul conflictului? Domnul Bușe, noi să ne înțelegem. Nu e vorba de niciun conflict. Deloc. Nu e vorba... Noi... Frate... Noi ne antrenăm și noi așa un pic, ca să rămânem în formă, știți? Mă, vă antrenați ca să rămânem... A, și aici, în față, la trei măsline amețite, vă ați dat câteva șuturi în cap și astea, v-ați pierdut memoria, aveți amnezie? Nu mai vă aduceți aminte nimic? Ba, da, ne aduceți... Șefu, noi... Să poate... Vă aduceți aminte, mă? Da, șefu. Măi, atunci uitați care e problema. Cu mare plăcere, agentul Bușan vă invită... La el, la secție. La unde? Da, poftiți la mine la secție. Hai, te rog frumos. Haide, oarcă, dușcă. Adică după dumneavoastră? Hai, frumos, și cântați-mi ceva până la secție. Hai, vă rog frumos. Păi cine e bătrâne? Ștea, așa, ia să vedem. Deci, numiți oarcă și dușcă contra secția 69. Măi, băieți, uite cum stă treaba. Șeful n-are timp de fleacuri dintre astea. Da. Așa că mi-a trasat mie această misiune grea, acest caz grav de tulburare a liniștii publice. Mă, ca să vă pun prima întrebare. De ce tulburați liniștea publică? Domnul Bușac, dom'le, n-am tulburat nicio liniște publică. Nu, poate doar așa, un pic, să-i fi zis, dă-te fă mai încolo. Dă-te fă mai încolo. Da. Dă-te fă mai... Deci tu la liniștea publică ai zis, dă-te fă mai încolo. Da, nimic mai mult, nu. Așa, ca și cum liniștea societății noastre, liniștea noastră publică, ar fi o parașută de la voi de Mahala. Auziți, mă? Nu v-ați luat cumva de la femei? Domnul Bușa, trebuie să împleznesc cu ochii, trebuie să mori și să crape dacă... De unde, domn Bușan, pe ce noi avem față de femei? Să și mă nu, față de femei n-aveți, dar nici de bărbați. Deci nu vreți să cooperați. Păi atunci să vă dau câte o sancțiune ușoară. Oarcă, întinde bani. Dușcă? Da, întinde palmă.
Oarcă? Mai întinde palma. Nu, nu, domn Bușar, domn Bușar, vă rog frumos, nu mai dădeați. Nu mai dădeați, că vă spun eu tot cum a fost, cum s-a întâmplat. Dom'le, mai întâi s-a întâmplat, uite, că duș că ăsta, dom'le, mi-a dat, nu știu de ce, mi-a dat un pumn aici. Ți-a dat un pumn? Aaa, ați început să vă aduceți aminte. Amnezia a dispărut, măi băieți! Deci el e sursa tulburărilor de stradă? Domnul Dușcă, da? Păi atunci ia tu frumos ăsta în mână, ți-l în mână, că nu-ți face nimic. Așa. Și dai lui două la palmă să vadă și el cum e cu violența. Aha. Tu, domnul Dușcă, întinde palma. Întinde palma, întinde palma, că dacă nu întinzi, ți-o întind eu. Iar tu, domnul Oarcă, dai două la palmă. Că dacă nu-i dai... Dau, domnul Șan, dau! Dau eu! Dau, haide, mă, întinde de palma, Dușcă, te rog frumos, nu fii rău căcios. Așa. De, mă zici că mă iartă-mă, mă, dar așa trebuie, mă, dacă te apuci să strecori bilețele la șerpoica de la masa vecină. Auzi? Și zi mersi. Zi mersi că i-a înșutit eu bilețelul înainte să puce să-l citească. Că altfel, după bătaia asta, mai trebuia să te mai duci cu ea și la film. Hopa, hopa, stai așa. Ia uite cum sar indiciile ca floricelele de porumb în gratiță. Iar dumneata, stimate Oarcă, tu mai ai declarat acum și ai recunoscut aici un delict de violare a corespondenței. Eu? Chiar așa, domnul Bușan. A violat-o și pe urmă mi-a dat și un cap în gură. Oprește-te! Stop! Ține-o la tine? Ți-a dat un cap în gură? Da. Foarte bine! Ai escaladat violența! Ce facem acum? Domnul Dușcă ia acest instrument, vezi că e cald, fierbinte, da. Ai grijă la el. Iar domnul Oarcă întinde palma. Întinde palma și domnul Dușcă, arde-l! Băieți, acum v-ați amintit în ce v-ați luat? Ne-am amintit, domn Bușa, așa. De la femei. Cum ați zis dumneavoastră, de la așa femei. Așa e, mama lor de nesimțite. Îți dă cu... pe sub nas. Te mumește că te duce la film. Și când colo, te trezești la secție. Bravo, mă, băieți, bravo, v-a revenit memoria. Ați văzut ce intuiție am avut? Dacă vă aduc aici, vă zămărește memoria dintr-o dată, mă. Mă, și acum ce vom face? Acum închidem procesul verbal. Deci Oarcă și Dușcă contra secția 69. Să trăiți, șeful! Băi, Bușănesc! Nu poate să mai fac cu omul o deducție de criminalist în biroul lui, că faci un balamuc aici de nedescris. Îmi cer scuze, șeful. Să rămână domnișoara. Da, hai, vino, stai aici. Ia zi, ai rezolvat cazul? Raportez că am rezolvat acel caz grav de tulburare a liniștii publice, șeful. Aceștia doi sunt infractori. S-au bătut de și i-au zis și la liniștea publică, dă-te fă mai încolo. Știți de la ce s-au luat? De la o femeie. Păi totul pleacă de la femei, nu-i așa, Mișor? Da, Mișor, dacă stau bine și mă uit, știi că ei sunt admiratorii mei de la restaurantul ăla Trei Măsline Amețite și s-au bătut pentru mine. Și domnul acel Bușan i-a bătut tot pentru mine, puiuț. Bravo! Da, puiuț! Dar tu, dulceața mea, ce ești în stare să faci pentru mine? Eu? Da. Pentru tine? Da, pentru mine. Bușane, ia întinde palme. Eu? Tot? Ne-au zis că trebuie să fac ceva pentru domnișoara Mimi. O sancțiune ușoară.